Salutare, prieteni. Știați că primele cărți imprimate nu aveau trecute pe ele numele autorului și nici titlul operei? Coperta era o operă de artă de sine stătătoare și era decorată, în unele cazuri, chiar cu aur. Următoarea jumătate de oră este dedicată unui curs de limba și literatura română. Vă las în compania profesorului nostru pentru a afla alte lucruri interesante. Bine v-am găsit la o nouă lecție de limba și literatura română din cadrul programului Teleșcoala. Numele meu este Ionescu Cristina Ioana și sunt profesor de limba și literatura română la Liceul Tehnologic Lazar Edelanu Ploiești. Am plăcerea să mă aflu astăzi alături de voi, dragi viitori absolvenți de liceu. Pentru a vă ajuta să obțineți un punctaj cât mai mare pentru primul subiect din cadrul probei scrise a examenului de bacalaureat. Ne vom ocupa așadar astăzi de subiectul 1a. El face parte din testul de antrenament numărul 2, publicat pe 1 martie 2021 de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație al Ministerului Educației. Cerințele din acest subiect folosesc ca text suport un fragment din la capul podului la început de VAC text cuprins în al doilea volum publicat de unul dintre cei mai importanți tenori ai operei române din București, Emil Marinescu. Volumul poartă numele Portrete și siluete din lumea operei. După cum bine știți, examenul național de bacalaureat, proba E, se ocupă de limba și literatura română. El conține 3 subiecte. Primul subiect este cotat cu 50 de puncte și este organizat în două părți. Pentru subiectul 1A, aveți de rezolvat 5 cerințe, a câte 6 puncte fiecare. Iar la subiectul 1B, este vorba despre redactarea unui text argumentativ și veți fi punctați cu maxim 20 de puncte. În cazul subiectului al doilea, comentarea unui text este ceea ce vi se cere și veți primi pentru aceasta 10 puncte. Iar ultimul subiect, subiectul al treilea, constă în redactarea unui eseu structurat despre una din operele pe care le-ați studiat în liceu sau despre un personaj din aceste opere sau chiar despre relația dintre două personaje. Pentru acest subiect veți primi 30 de puncte, și, bineînțeles, se acordă și 10 puncte din oficiu. După cum știți, probabil, timpul de lucru efectiv pe durata examenului este de 3 ore. Ar putea părea că 3 ore sunt mai mult decât suficiente pentru rezolvarea acestor subiecte, mai ales dacă vă antrenați cu conștiinciozitate. În felul acesta, vă va fi foarte ușor în timpul examenului. Dar, cum ne organizăm timpul de lucru pe durata examenului este un lucru foarte important. De aceea, vă recomand ca și acasă, atunci când faceți antrenamentele personale, să încercați să vă cronometrați felul în care rezolvați subiectele. Din cele trei ore, vă recomand ca prima jumătate de oră să o folosiți pentru o lectură informativă, globală, a întregilor subiecte și eventual, tot în prima jumătate de oră de examen, să vă notați câteva idei pe ciornă. Astfel, în a doua jumătate de oră din examen, puteți trece la rezolvarea celor cinci cerințe despre care vă spuneam că sunt cuprinse în subiectul 1A trecem la a doua oră de examen, în această cea de-a doua oră ar fi indicat să vă ocupați de subiectul 1B și să redactați textul argumentativ și să treceți apoi cât puteți de repede la comentarea textului cerută la subiectul al doilea. De ce spun cât puteți de repede? Pentru că subiectul al treilea necesită redactarea unui său structurat și pentru acesta ar fi bine să aveți cel puțin o oră în timpul examenului, astfel încât să fiți siguri că reușiți să-l redactați corect și în totalitate. Dacă ați reușit să vă încadrați în timp, atunci ultima jumătate de oră de examen nu vă grăbiți. Încercați să corectați singuri greșelile pe care le-ați putea identifica. Dacă aveți răbdarea, să citiți ceea ce ați rezolvat. Completați acolo unde este necesar și, în felul acesta, ajungeți cu siguranță la finalizarea unei lucrări frumoase, pentru care sunt sigură că veți obține un punctaj cât mai mare. Întrebările cele mai frecvent întâlnite din partea voastră sunt afișate aici. Una dintre ele, foarte des întâlnită la voi, este dacă are vreo importanță ordinea în care rezolvăm subiectele. Răspunsul este cu siguranță nu. Dar recomandarea mea personală este să încercați să le rezolvați în ordinea în care apar ele formulate pe foaia cu subiectele, pentru că nu întâmplător sunt organizate așa de către cei care au făcut subiectele. Aveți oare voie să notați ceva pe foaia cu subiectele? Aceasta este iarăși o întrebare frecvent întâlnită din partea voastră. Desigur, ar fi chiar indicat să folosiți foaia cu subiectele. Pentru că orice subliniere, orice încercuire faceți acolo la prima voastră lectură, cea despre care vă spuneam că ar fi indicat să o faceți în prima jumătate de ora examenului, vă va ajuta ulterior în rezolvarea cerințelor cât mai corect și cât mai bine. Ce ar fi indicat să notăm pe ciornă? Aici lucrurile devin puțin mai complicate. În funcție de fiecare dintre voi, cât de multe emoții aveți sau, desigur, cât de mult v-ați antrenat înainte, dar asta nu înseamnă că în timpul examenului, chiar și cei care vă considerați foarte bine antrenați, nu ar trebui să folosiți ciorna. Este foarte important ca pe ea să vă notați idei principale. De exemplu, la subiectul 1a, dacă aș fi în locul vostru, aș folosi ciorna pentru cerințele cu grad de dificultate puțin mai ridicat, dar neapărat mi-aș trece în locul vostru să fiu pe ciorna ideile pe care le voi cuprinde apoi în textul argumentativ de la subiectul 1b, ca nu cumva să risc să-mi suprapun aceste idei în timpul argumentării. Desigur, tot ciorna este esențială atunci când îmi structurez ideile principale pe care le voi nota ulterior în cuprinsul eseului structurat. Pentru subiectul al treilea, după citirea enunțului, bineînțeles că fiecare dintre voi vă duceți cu gândul la una dintre operele studiate ale autorului cuprins în enunț sau ale ideii cuprinse din enunț. Și atunci, notați-vă titlul. Operei pe ciorna. Notați autorul și veți vedea singur că în mintea voastră deja încep să vină ideile despre această operă. Notați-le în ordinea în care vă vin în minte pe ciorna, pentru că după aceea le puteți organiza dacă citiți cu atenție indicațiile de la acest subiect. Și în sfârșit, cum am putea completa sau corecta? Pe foaia de examen, la sfârșitul redactării răspunsurilor noastre. Dacă voi aveți răbdare să citiți în ultima jumătate de oră de examen răspunsurile pe care singur le-ați dat, Veți descoperi că ați mai avea ceva de completat sau chiar de corectat. Și, în caz că unul dintre răspunsurile date de voi nu vă mulțumește, sfatul meu este să-l tăiați cu o linie și să-l reluați la sfârșitul celorlalte răspunsuri, astfel încât să vă asigurați că veți obține o notă mare. După cum vă spuneam la început, noi astăzi ne ocupăm de subiectul 1a, cel care ar trebui să vă ia doar 30 de minute. Pare mult, pare puțin, vă veți da singur seama atunci când faceți aceste antrenamente acasă și când vă veți cronometra singuri. Dar din cele 30 de minute, 10 vor fi ocupate de lectura fragmentului, pentru că este necesar să vă asigurați că ați înțeles mesajul textului și abia apoi să treceți la rezolvarea pe rând a celor 5 cerințe. Ele nu ar trebui să vă ia mai mult de 20 de minute, cu condiția ca până la examen să aveți puterea să vă antrenați. Să citim împreună fragmentul. Și azi, minunată mi apare în memorie mahalaua copilăriei. Din curtea noastră lungă și plină de flori alese, cu pom roditor și boltă bogată de viță, se auzea vara, vocea duioasă și cristalina a mamei. Dă fuga Emilică până în capul podului, că îmi trebuie o lămâie. Și cât ai clipi din ochi, eram înapoi. Deși, încă, de pe vremea copilăriei mele, era oficial înlocuită cu aceea de Piața Victoriei. Denumirea veche de capul podului era încă pe buzele tuturor, chiar și ale copiilor. Ce tramvai cu cai, bineînțeles, trebuie să iau să ajung la capul podului? Sau, birjar, vrei să mă duci până la capul podului? Îmi amintesc bine, la numai câteva case de aceea părinților curtea enormă, cu fântână mare la mijloc, cu grajduri adăpostind cai frumoși, trăpași, ce înhămau la trăsuri elegante, cu roți de cauciuc sau la cupeuri scumpe, iar în timpul iernii, la sănii, îmbrăcați în valtrapuri dantelate și împodobite cu zurgălăi, care alunecau pe luciul zăpezii pe tot întinsul șoselei Chiselef, într-o goană nebună ce făcea să te crezi într-o lume de baz Bazmul acesta ținea cam 5 luni, căci pe atunci, numai soarele primăverii topea zăpada. Odată cu începerea zilelor frumoase, ale primăverii anului 1910, m-am asociat și eu cu băieții care iubeau gimnastica și sportul, cu trei rând împreună șoseaua Chiselef, în lung și lat, cale de 3 km, de la capul podului până la hipodrom, sau, cum s-ar spune azi, din Piața Victoriei la Casa Scântei. În amintiri, am arătat pe larg că nu m-am bucurat în copilărie de o sănătate de invidiat, ba din potrivă. Slab la trup și bolnăvicios, mai toate bolile s-au ținut lanți de capul meu, până într-o zi când am luat singur hotărârea să devin sănătos, voinic, ager, curajos, lat în spate și cu mușchi armonios dezvoltați. Primul sport ce l-am practicat de copil a fost înotul. În Pentru aceasta mergeam la Băneasa, la locul numit Așa îi se spunea atunci porțiunii cu apă curată unde puteai nota. De mare prestigiu se bucura pe vremea când eram copil frumosul joc al oinei. Sfârșitul fiecărui an școlar era sărbătorit cu un mare concurs între toate liceele țării. El se desfășura tot pe șoseaua Chiselef, pe terenul unde se găsește astăzi Institutul de Geofizică Aplicată. În anii următori, concursul se ținea în Parcul Național, chiar la intrarea unde se afla astăzi expoziția. Jocul nu era brutal, fiind mai degrabă folositor tinerilor. Le dezvolta abilitatea de apărare, fuga, agilitatea și forța de a bate și de a arunca mingea, care era foarte tare, fiind plină cu păr de cal. De mărime potrivită, puteai să o ții în palmă și să o arunci spre animerii pe adversar, care trebuia să se ferească de lovitură sau să o prindă. Întreaga acrobație a apărării declanșa entuziasmul mulțimii ce asista la joc. Mâinile scrântite și degetele umflate și întoarse constituiau însă riscul de care nu scăpa niciunul dintre jucători. Am practicat cu plăcere acest sport, ne spune Emil Marinescu, în la capul podului la început de veac. Text cuprins în volumul portrete și siluete din lumea operei. Și observați că la sfârșitul fragmentului se află explicate două cuvinte cuprinse în interiorul acestui fragment, al căror sens vă vor ajuta pe voi să rezolvați una dintre cerințe. Este vorba despre a cincea cerință. Desigur, însă, noi azi începem cu prima. Subiectul 1a are ca enunț să scrieți pe foaia de examen în enunțuri. Răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat. Este necesar să citiți cu atenție fiecare cerință în parte și să o rezolvați pe rând, făcând astfel subiectul unma pas cu pas. Eu vă propun astăzi totuși să facem o inversare de roluri și să fiți voi cei care mă corectați pe mine. Atenție așadar la ce greșeli s-au strecurat în răspunsurile mele. Pentru prima cerință, ni se cere să indicăm sensul din text al unei secvențe. În cazul subiectului folosit de noi astăzi, secvența este cât ai clipi din ochi. Iar răspunsul la această cerință este cotat cu șase puncte. Nu este o cerință prea grea și de aceea nu necesită decât două etape simple. Întâi, Bineînțeles că trebuie să identificăm secvența în fragment. Ar fi indicat să o subliniem pe foaia cu subiecte și eventual putem pe ciornă să notăm câteva sensuri ale acestei secvențe până ne hotărâm ce vom trece apoi pe foaia de examen. Indicăm sensul secvenței, eventual formulându-l ca răspuns direct pe foaia de examen. Și după aceea vedem, este oare corect răspunsul și ce punctaj voi obține. Încercați să mă punctați, dar vedeți că nu am scris așa cum mi s-a cerut răspunsul în enunț. Motiv pentru care aș putea pierde un punct și nefiind vorba despre un enunț, cum aș putea să obțin punctajul referitor la corectitudinea exprimării. Nu uitați! Răspunsurile trebuie formulate în enunțuri. Deci nu vă grăbiți. Să trecem la a doua cerință. Avem de menționat vechea denumire a pieței Victoriei, utilizând informațiile din textul dat. Și din nou, dacă răspundem corect, în enunț, am învățat deja greșeala de la prima cerință, vom primi șase puncte. Ne întoarcem din nou la text, la foaia cu subiectele și identificăm secvența din fragment în care este menționată această informație. O subliniem eventual pe foaia cu subiecte ca să ne fie tot nou ușor să formulăm răspunsul sub forma unui enunț chiar pe foaia de examen pentru că este o cerință destul de simplă. Dar pentru un astfel de răspuns am putea obține cel mult 5 puncte. De ce? pentru că voi, eu am strecurat în răspunsul meu câteva greșeli de scriere. Nu am scris cu majuscule acolo unde era necesar și în felul acesta n-aș fi putut obține punctul pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație. Verificați-vă de fiecare dată după ce formulați răspunsul. Vă ajută acest lucru să obțineți punctajul maxim, mai ales la cerințele care sunt foarte ușoare și unde ar fi păcat să pierdeți punctajul. Cerința a treia complică puțin lucrurile pentru noi cei care facem rezolvările acestor cerințe, pentru că ni se cere nu numai să precizăm modul în care era marcat sfârșitul de an școlar în copilăria autorului, dar să ne și justificăm răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. Și vom primi pentru aceasta tot șase puncte. Ne întoarcem din nou la text și identificăm secvența din fragment în care este menționată această informație. O subliniem pe foaia cu subiectele și apoi trecem la formularea răspunsului sub forma unui enunț. Dar câte puncte aș pierde în exemplul dat de mine dacă am uitat să scriu secvența? Din păcate aș pierde două puncte. Așa s-ar fi doar din neatenție. De aceea vă tot spun, în antrenamentele voastre, nu uitați să reluați, să verificați tot timpul răspunsurile pe care le-ați dat. În cazul celei de-a patra cerințe, vi se cere o explicație a motivului pentru care autorul a început să facă sport. Acest răspuns este cotat tot cu 6 puncte, iar secvența din text care conține informațiile necesare formulării răspunsului este ușor de identificat. Înapoi, la fragment așadar, identificăm secvența și vom formula răspunsurile bine, ar fi întâi pe ciorna, pentru ca nu cumva răspunsul nostru să aibă greșeli sau să fie incorrect din punct de vedere al exprimării, dar mai ales pentru că dacă facem un răspuns schematic, pierdem puncte. De aceea, exemplele date de mine în această variantă de răspuns conțin și răspunsul schematic pentru care aș putea să pierd chiar două puncte și răspunsul detaliat deci nu uitați, răspunsul de, de aliat este cel care ne ajută să obținem punctaj maxim. Am ajuns în sfârșit la cea de-a cincea cerință de la subiectul 1A. Aceasta e un pic mai complicată pentru că prezentarea pe care trebuie să o faceți trebuie să conțină 30 până la 50 de cuvinte. Aveți de prezentat imaginea iernii păstrate în memoria autorului, așa cum rese din text. Și tot șase puncte veți primi pentru un răspuns corect formulat. După ce ați identificat secvența în fragmentul dat pe foaia cu subiectele, observați că această secvență conține cele două cuvinte despre care vă spuneam eu la început că sunt explicate la sfârșitul fragmentului. Înțelegeți sensul cuvintelor prin citirea acestor note din subsolul textului și abia apoi pe ciornă Extrageți din fragment detaliile necesare formulării răspunsului. Aceste detalii vă vor ajuta în formularea răspunsului. Un răspuns posibil, așa cum l-am gândit eu, ar putea să fie acesta. Dar acest răspuns are mai multe probleme și nu va lua niciodată șase puncte. Nu știu câte puncte mi-ați acordat voi dacă ați intrat în jocul meu de a mă corecta, dar vă spun eu că cele două cuvinte subliniate sunt scrise greșit și după ce am făcut corectările necesare, abia atunci voi fi sigură că am obținut și acel punct pentru corectitudinea exprimării, pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație. Și nu am terminat. Verificăm într-adevăr ortografia și punctuația, dar important este să numărăm și cuvintele. Și dacă vedem că nu am reușit să scriem minim 30 de cuvinte, așa cum ni s-a cerut în cerință, prelungim anunțul cu încă o idee. Așa cum observați că am făcut aici, unde am și corectat greșelile pe care voit le-am strecurat anterior și unde m-am asigurat că răspunsul meu este încadrat în limita de cuvinte solicitate. Și s-ar putea crede că în felul acesta am terminat cu subiectul 1A. Răsuflăm ușurați și aș vrea să mergem mai departe, dar dacă lăsam exercițiile necorectate, necompletate, N-am fi putut obține din cele 30 de puncte decât 19. De aceea vă spun, antrenamentul este foarte important, dar și răbdarea cu care lucrați pentru a vă corecta singuri eventualele greșeli. Nu uitați desigur să citiți de fiecare dată cu mare atenție fiecare cerință. Astfel, sunt sigură că ați fi putut obține toți cele 30 de puncte, așa cum vă doresc să o faceți și la examen. Dacă la prima cerință formulam răspunsul în enunț, dacă pentru cerința a doua scriam corect, folosind majuscule acolo unde era necesar, dacă justificam răspunsul cu o secvență din text în cazul celei de-a treia cerințe, dacă explicam nuanțat motivul indicat așa cum mi s-a cerut la cerința a patra și pentru cerința a cincea dacă scriam corect și respectam numărul de cuvinte. Nu uitați, mai avem o ultimă etapă. Nu o săriți. Recitiți răspunsurile date la cerințe de pe foaia de examen. Verificați dacă ați scris toate răspunsurile și dacă le-ați formulat în enunțuri coerente, corectați greșelile de ortografie și de punctuație pe care le-ați identificat cu răbdare, cu atenție, și în felul acesta, când depuneți foaia de examen profesorilor asistenți, voi veți ști că veți lua o notă cât mai mare. Nu-mi rămâne decât să vă doresc succes, dar mai ales putere de muncă! Antrenamentul este cheia obținerii unui punctaj cât mai mare, mai ales în cazul subiectului 1A. Vă doresc ca la examen să aveți cea mai mare notă pe care v-ați propus -o. Vă mulțumesc! Prieteni, lecțiile de teleșcoală au ajuns la final. Până data viitoare, puteți revedea emisiunile noastre și online pe site-ul tvr.ro sau pe canalul de YouTube al televiziunii române. Suporturile de curs se găsesc pe pagina de Facebook a emisiunii Teleșcoala TVR. Ne găsiți și pe Instagram, simplu Teleșcoala. Intrați și urmăriți postările noastre. Ne revedem mâine. Să aveți o zi frumoasă în continuare.